tu în zilele dinaintea unei gale mănânci orice sau ai un... Păi nu poți să mănânci orice. Pentru că trebuie să mănânci ca să funcționezi bine. Că ai făcut categoria și nu poți după aceea să mănânci numai dulciuri gogoși sau eu știu. Că asta îți vine, să zicem, după cântar. Deci mai mult de carbohidrat. Cere corpul, da, cum mai se mult zice, de carbohidrat. Și te gândești, domne, o gogoașă, aș mânca o gogoașă, o pizza. Dar nu te ajută așa ca energie și de asta trebuie să mănânci, să fii apt pentru meci. Nu să te simți tu bine cu stomacul plin și psihic. Corect. Ce mai vedem în gală? Păi hai să anunțăm de gală, da. Avem meciuri tari, 8 meciuri avem. Pot să încep, să zic, de la primul meci. Avem Radu Zarioiu cu Bucă Laurențiu, un meci foarte interesant. Radu Zarioiu a avut un adversar în care s-a accidentat și s-a retras și am găsit de vreo 2 săptămâni alt adversar foarte interesant, adică o să fie meci tare. Bucă Laurențiu se antrenează de ceva timp în Londra și e chiar partener cu Venom Page, este un luptător. Am văzut că iată, el e unul care se antrenează cu Venom? Da. El e? Este Bucă Laurențiu, da. Este din Slatina, mi se pare. Am înțeles. Și se antrenează acolo, la Londra. Se antrenează în Londra. Și era, când l-am cunoscut, am vrut să zic, eu ar fi trebuit să lupt și cu ăsta, partenerul tău. Da. Pentru că era la aceeași categorie și în Bellator. Și chiar aveam un plan așa, că spunea și antrenorii din Irlanda, zice, ar fi un meci interesant tu cu Venom Page. Adică ar fi putut să existe meciul ăsta. Da. Dar dacă Bellator, dacă Bellator nu s-a gândit. Deci Radu Zarioiu cu Bucă Laurențiu, un meci foarte ăsta, Zarioiu cu performanță foarte bune în MMA amatori, e campion european la MMA amatori și până acum a câștigat toate meciurile. A avut un meci la pro, dar se mișcă foarte bine. Acum să spun de Pârvulescu, Mădălin cu Stoica Lorenzo. Pârvulescu, cei care urmăresc gala, știu că este un luptător foarte puternic și va avea un meci greu, pentru că Lorenzo de curând a câștigat campionatul național la Kempo, K1. Și, pot să spun, nu deranjează pe Iancu Tănculețu, l-am vins și pe Iancu Tănculețu, care e un sportiv foarte bun. Deci va fi un meci foarte interesant. Cine mai? Eu. Avem în premieră, să zic așa, începem un turneu la categoria grea. Asta, zine de piramide, explică-ne deci, cum e. Deci mulți poate, nu au înțeles, da. Noi vrem să facem o piramidă de 8 luptători la categoria grea. Bun. Și să fie pe parcursul a mai multor gale. Perfect. Deci sunt învățați mulți când o piramidă era făcută într-o seară. Deci sferturi, semifinală și finală într-o seară, da. Noi nu vrem să facem treaba asta pentru că eu muncă multă pentru sportiv și accidentări și e foarte dificil pentru sportiv. Mă pun eu în situația asta să lupt într-o seară 3 meciuri, adică să câștig turneul. E foarte greu. Și atunci nu vrem să îi punem la greutate așa pe sportiv și acum, în gala asta, o să facem 2 sferturi, o să fie 2 meciuri, în gala următoare o să fie celelalte 2. Deci, 8 luptători. Și celelalte gale o să fie semifinală și finală, până o să decidă campionul. Și avem 8 grei chiar foarte buni. Avem un meci Ciucaș. Este un român care este stabilit în Anglia. Și chiar are un palmares foarte bun, 6-0. Adică până acum el n-a avut niciun meci în România și l-am descoperit. Și l-a ducem în România să lupte. Poate mulți zic, cine e Ciucaș? Are 6-0 la pro, e luptător. 100 de kilograme. 100 și. Și luptă cu Alin Constantinescu, tot din Anglia. Și au făcut rezultate acolo în Anglia. Și am stabilit meciul ăsta, ei doi. În gala asta mai luptă Bala Zolt și cu încă un băiat, Danil Florin. Prepelea. Acum glumesc. Florin. Nu a avut o chestie de asta, o porecă. Da? Danil Florin, așa. Și Danil Florin, ca să spun așa, are 180 de kilograme.
Și dacă îl vedeți, se dă peste cap, face flic-flacul la 180 de km. Dar are și 1,90 m. Are și un 90. Ma. Și o burtică. Hai să nu ne luăm de ăștia care au burtă, da? Vă facem o provocă, vede că poate glumesc că el mă provoacă. Păi sunt cât un picior de-a lui. Și meciuri foarte interesante, primele sferturi din piramidă. Turneul ăsta este supervizat și, ca să zic așa, tată la grei, este Sandu Lungu. Da, Sandu Lungu o să-și facă și el debutul, să zic așa, în gala noastră. O să vină alături de noi și o să lupte în gala următoare, nu acum, care o să fie la Circul Globus, în gala din septembrie. Metropolitan, cum să zic. Metropolitan. Dar n-am zis Circul Globus. Ai zis? Am zis, da. Circul Metropolitan, fostul Globus. Da. În gala din septembrie o să lupte Sandu Lungu și o să fie celelalte două sferturi din piramidă. Dar el o să vină și acum la gală, Sandu Lungu, să vadă pe greștea la lucru, adică să le mai dea sfaturi. Sandu Lungu, un nume. Da. Un nume. O legendă, da. Sandu Lungu. De exemplu, eu am debutat în aceeași gală acum 14 ani. Acum, uite, vezi, știu când am debutat, da. Acum 14 ani. Nu-ți mai aduce aminte de acum 10 ani, să aduce aminte de acum 14? Da. Deci 14 acum 14 ani am debutat în aceeași gală cu Sandu Lungu. Și bună. Acum chiar și spuneam, uite, să revin iar să luptăm pe aceeași, așa bătrânei așa, să mai ține steagul cum ar veni, să ține steagul mai... la vârsta asta. El are 47 de ani. Și sau poate nu trebuia să zic, nu știu, are mai are 39. Da. 39. Și duceți. Ducem, da. Păi trebuie să fim un exemplu. Alții pe la 30 de ani, exact, vorbeam cu cineva și domne, am 30 de ani și eu vorbesc de bătrânețe. Prea de vreme. Ai luat vreun copil pe lângă tine? Păi sunt... Că tot zici bătrân, că ești. Sunt câțiva, da. Am un coleg, sincer, am un coleg, Robert Constantin, care de câțiva ani face antrenament cot la cot cu mine și chiar acum simt așa că începe să-mi pună probleme, știi? Tânăr? Tânăr, da. Nu știu câți ani are, dar 25 de ani, ceva genul, dar... Foarte ambițios, serios, se antrenează cum trebuie. Adică eu îl văd că e implicat și își dorește. Asta e important, că dacă un antrenor îl descopere pe unul care are talent, zici, vai, pe ăsta îl fac. Dar dacă el nu prea se forțează, nu ai ce să faci cu el. Și important e sportiv. Dacă el își dorește așa de mult, cu ăla faci treaba. În disciplina asta sunt sportivi cu minți, adică nu sunt ca în fotbal, sunt ca în nebunii, alte nebunii, sau ei sunt liniștiți, își văd de treaba lor? Adică umblăm cu tatuaje, cu gagici, cu mașini scumpe, cu sau e... Păi nu avem! Dar ați vrea! Da, am vrea! Acum glumesc, da, am vrea! Vorbesc în general, că știi cum se spune, lăsați-ne cu fotbalul al vostru, unde cu bani mulți... Păi cu... sportul ăsta este dur... Și nu prea avem așa beneficii, să zicem, de bani mulți. Da. Și poate nu ajunge la nivelul în care să ne pierde mințile, să spun așa, să zic, oh, ce bine cu bani. Bun, dacă nu ajungem pe la tor sau nu te ia cu capul? Da, te ia cu capul. De presiune că e nivelul mare. Și sunt și bani, adică am câștigat, în meciurile astea am câștigat ceva bănuți și îmi doream să stau mai mult, să rezist. Adică... Mă și gândeam, zic, uite, acum culeg și roadele, când am ajuns acolo. Pentru că e o muncă de 30 de ani și ai beneficii acum când ajungi în vârf. Și dacă, uite, vezi, s-a întâmplat și au renunțat, în sfârșit. Așa a fost să fie, dar nu dezamăgit. iFight. Grei demolează cușca. Bombardierul Pascu în lupta vieții cu mutantul din Franța. Și cei mai tari grei din România într-o piramidă de ținut minte. Omul lui Velea, minerul junior. Tancul Chirilă și Mr. Knockout Pârvulescu. iFight Heroes, marea confruntare. Vineri, live pe Antena Play de la ora 19:30 și pe Antena 1 de la ora 23:30.